Așteptați ca reacție, domnule general? Să se lămurească exact așa cum probabil că au început demersurile toate oficialitățile polone, dacă a fost o situație voită sau este un accident. Care ar fi diferența dacă este accident sau o situație voită? Dacă este accident, atunci Rusia trebuie să explice această situație că este accident. S-a întâmplat și în Republica Moldova. Putea să fie o deviație a unei rachete, să fie doborâtă sau să fie, așa cum știm de altfel, o rachetă nu bine construită. Ați văzut că nu toate rachetele lor au precizie. Dar și într-un caz și într-altul, situația este extrem, extrem de delicată. Domnule ministru Colățean? Da, situația este gravă pentru că, într-adevăr, ați spus corect, e prima oară când un stat membru NATO este țintă, voită sau nevoită din partea Federației Ruse dacă aceste rachete, și probabil că ele sunt trase de partea rusă, de armata rusă. E o diferență importantă între a ținti cu intenție sau accidental, pentru că dacă este cu intenție, este o crimă de agresiune potrivit dreptului internațional. E un act de agresiune și asta schimbă fundamental consecințele. Și într-o astfel de situație, statul membru NATO atacat va cere în Alianța Nord-Atlantică, din care face parte, discuția pe articolul 5, direct. Dacă este neintenționat, e celălalt articol, articolul 4, care înseamnă solicitarea rapidă de consultări politico-militare în cadrul Alianței, pentru că un stat este subiect al unei ținte care afectează securitatea națională. Dacă este neintenționat, oricum, dacă e țintă, activează articolul 4. E o diferență fundamentală, pentru că dacă se constată cumva că a fost vizat în mod intenționat, consecințele sunt extrem de grave. Bun, acum să vedem zona. E important să înțelegem ce se întâmplă și sub aspectul zonei. Aș vrea să-i rog pe colegii mei să vedem în videoul și aș vrea să rog pe domnul general sau pe unul dintre domnul miniștri să vedem și să analizăm zona. Dacă, uitându-ne la zonă, ne poate spune ceva, ne poate spune, sigur, este la graniță. Asta poate ar putea să fie un argument pentru faptul că a fost un accident. Da. Dar chiar să nu știe, să fie o precizie într-atât de proastă încât să lovească, ei știu ce înseamnă să lovește o țară NATO. Sigur că știu ce înseamnă să lovește o țară NATO, dar să nu uităm că în această situație au fost lovituri cu baza aeriană, adică au plecat rachetele de pe avion și știm din ultimile 6 luni că piloții lor sunt extrem de slabi. Sunt foarte, foarte slabi. Dovadă că n-au reușit în atâta vreme să aibă o dominație aeriană. Nu mă mir în situația de față și tind 51% să cred că a fost o eroare și nu o intenție. Eu sper din tot sufletul să fi fost o eroare și pentru care, sigur, lucrurile să se lămurească în acest context. Bun, acum, domnule ministru Diaconescu, poate să înceapă un război mai mare de la un accident, de la o eroare, dacă a fost o eroare? Este prematur să tragem o concluzie. În orice caz, în opinia mea, obligatoriu va exista o reacție Alianței Nord-Atlantice. Acest subiect nu poate fi trecut la și altele, pentru că ar deveni un precedent. Reacția ar însemna, de exemplu, ca baza din care s-a lovit, de fapt, dacă a fost lovit de pe avion, baza din care este avionul să fie lovită de către NATO? Nu, deocamdată ar fi o reacție politică. Aici mă alătur la ce spunea foarte corect domnul ministru Corlățean, fie articolul 5, fie articolul 4. Dacă se intre în articolul 5, deja ridicăm componenta militară a NATO. Articolul 4, într-adevăr, sunt consultări și se presupune un anume tip de reacție. Depinde și cum se va poziționa Federația Rusă în continuare. Dar, până la urmă, o reacție va fi. Rămâne demența războiului ăsta. N-am pomenit tot. Bine, n-am pomenit că n-a mai fost așa ceva, dar totuși războiul ăsta e complet nebunesc. Cum a început, cum a continuat ieri, prima dată, vorbeam aici, lumea vorbea, oarecum serios așa, prima dată din februarie, despre posibile negocieri și niște discuții care au început, discuția de ieri dintre șefii serviciilor secrete, și astăzi să ai 2 rachete care cad la graniță în Polonia, asta înseamnă că absolut orice e posibil, în special din partea rușilor. Și după aia vă dați seama în ce situație în care tot NATO trebuie să se gândească și la nebunia asta. Adică nu te gândești numai la cum reacționezi la o chestie din partea unor oameni normali.
te gândești cum reacționezi în toată nebunia asta, pentru că nebunie mi se pare mie cuvântul pentru războiul ăsta.